Să mulțumim prea bunului Dumnezeu pentru darul acestei sfinte liturghii. Preacuvioase Părinte stare și vicare parhial, preacucernici și preacuvioși părinți, demăritori creștini, avem un popas spiritual de mare importanță în această perioadă a postului, a dormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu. Momentul schimbării la față într-o slavă a Mântuitorului Iisus Hristos, de pe muntele Tabor. Această minune pe care Mântuitorul a făcut-o asupra trupului său, a avut loc înaintea sfintelor sale patimi, crunte, dar mântuitoare patimi ale lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu puțin timp înainte de acest moment, de această minune, în Cezarea lui Filip fiind, Mântuitorul i-a întrebat pe ucenicii săi: cine spun oamenii că sunt eu? Și unul a răspuns: mulți zic că ești Ioan Botezătorul, altul a spus: zic că ești Ilie, altul a spus: zic că ești Ieremia sau un alt profet. Și Mântuitorul i-a întrebat: dar voi cine ziceți că sunt eu? Și numele ucenicilor Mântuitorului a răspuns Petru: Seniorul apostolilor, spunând: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Și Mântuitorul l-a fericit. L-a fericit că nu trup și sânge au descoperit lui acestea, ci însuși Tatăl cel din ceruri. Spunând cuvintele: tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, pe care nici porțile iadului nu vor birui. Și îți voi dărui ție cheile împărăției cerurilor. Și oricât te vei lega pe pământ, va fi legat și în ceruri. Și oricât te vei deslega pe pământ, va fi deslegat și în ceruri. Și după această promisiune, Mântuitorul a vestit apostolilor săi pătimirea care va veni și pe care o va îndura. Cuvinte care i-au umplut de teamă pe ucenicii Mântuitorului. Și ne spune Sfântul Evanghelist Luca că la câteva zile după acest moment, Mântuitorul s-a suit în munte, pe un munte înalt, în singurătate. S-a suit cu trei ucenici: Petru, Iacov și fratele lui Iacov, Ioan. Acest munte este muntele Tabor. El domină
frumoasa câmpie, frumoasa întindere a Galilei. De pe muntele Tabor este o imagine deosebită a Galilei, o imagine de vis. Avem și noi în eparhie un loc, sigur, nu de înălțimea Taborului. Taborul are peste 800 de metri. În localitatea Tăriceni, un sat distrus, dar a rămas biserica parohială, o biserică veche de vreo 300 de ani. Și fericitul meu înaintaș s-a întemeiat aici o mănăstire. Și această biserică și această mănăstire este așezată, biserica, pe un loc înalt și este o imagine extraordinară a acestei văi care se întinde în fața mănăstirii. Niște bălți, niște locuri deosebite și le-am asemănat cu, văzându-le, mi-am adus aminte de Tabor. Deci Mântuitorul a urcat cu acestei ucenici pentru rugăciune într-un loc numit în singurătate. Drumul nu este lesnicios. Perpedes, aproape 3 ore, 2 ore jumătate, urcăm. Dar pentru cei mai slăbiți, sunt niște măgăruși. Măgăruși moderni, sunt pe 4 roți. Niște microbuze care îi duc pe pelerini în 30 de minute, 25-30 de minute, îi duc până pe platoul unde este așezată mănăstirea ortodoxă ridicată de 2 călugări din Moldova, Moldova lui Ștefan. Unul din ei, din familia Rosetti, acești călugări au strâns bani din Moldova, de la mănăstire, din parohie din Moldova, s-au ridicat această biserică și mănăstire, biserica până aproape de Turlă. Dar el a trecut la Domnul și alți părinți greci au terminat. Și în această biserică, în noaptea dintre 5 și 6 august, se săvârșește Sfânta Liturghie. Și urcându-se pe platoul acestui munte, Mântuitorul s-a rugat. Și ne spune Sfântul Evanghelist Luca că în momentul când se ruga, iată, asupra Mântuitorului s-a petrecut o minune. Fața lui era, se lucea ca soarele. Și hainele lui erau albe ca și lumina. Ucenicii, desigur, că s-au înspăimântat și au văzut că Moise și Ilie
au venit și stăteau de vorbă cu Mântuitorul Iisus Hristos. Arătarea acestor doi mari profeți, proroci, în prezența Mântuitorului are importanță deosebită. Este o dovadă că Mântuitorul Iisus Hristos este Domnul profeților. E Cel care inspiră cu putere de sus pe profeți pentru primirea învățăturii pe care o dădeau poporului. Și în fața acestei imagini de mare importanță, de mare frumusețe, iată, Petru spune cuvintele: Doamne, bine este nouă să fim aici. Dacă voiți, voi face trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Iată puterea bucuriei, bucuriei spirituale. Petru uitase de ei. Făcea colibe pentru Mântuitorul, pentru Moise și Ilie. Erau atât de fericiți, încât nu mai aveau nevoie de nimic. Pentru ei, pentru trupul lor, sufletul lor cunoscuse o plinătate a bucuriei, o plenitudine a bucuriei. Și în acel moment, un nor s-a așezat deasupra lor și un glas puternic din cer a spus: Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Pe acesta să-L ascultați. Și cei trei ucenici ai Mântuitorului au căzut cu fața la pământ. Și Mântuitorul s-a apropiat de ei și le-a spus: Nu vă temeți, ridicați-vă. Cerându-le să nu spună nimănui despre această minune, până la preaslăvirea sa, prin moarte, îngropare, înviere și înapoi înălțarea la cer. Doamne, bine este să fim noi aici. Desigur că era o fericire acolo pe platoul Taborului față de cele ce se întâmplau, cele ce îi așteptau la poalele Taborului, față de cele care, sigur, erau în lume și sunt și acum în lume. De multe ori în timpul slujbei stând, multora dintre noi ne vine să spunem: Doamne, bine este nouă să fim aici. Și să uităm cele ce sunt dincolo de ușa bisericii, dincolo de ușa casei lui Dumnezeu. Preacucernici părinți, preacuvioși părinți, de mărituri creștini, este un mare popas duhovnicesc care ne umple pe noi cu multă putere în perioada acestui post, postaspru al adormirii Maicii Domnului. Este o chemare a fiecăruia dintre noi să ne schimbăm chipul păcatului, să ne schimbăm la față atât trupește cât și sufletește, din întunecarea pe care păcatul aduce trupului și sufletului nostru, în lumina pe care Dumnezeu ne-o dăruiește cu prisosință,
tuturor celor care ne apropiem de El, tuturor celor care ne spovedim și ne împărtășim cu Sfântul Trup și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos. Suntem chemați să schimbăm chipul trupului și sufletului nostru, care până acum s-au întunecat, atât trupul cât și sufletul, de păcat, de ispite, de încercări, de deznădejde. Să ne luminăm pentru marea prăsnuire a celui care într-o adormire lumea nu a părăsit. Să ne luminăm pentru începutul unui nou an bisericesc care va începe la 3 septembrie. Să-i mulțumim prea Bunului Dumnezeu pentru darurile sale. Să-i mulțumim pentru ajutorul pe care ne dăruiește fiecare clipă a vieții noastre, să avem multă nădejde și mai ales să fim mărturisitori, să mărturisim în fața lumii cât de mult bine ne dăruiește nouă Dumnezeu. Și lumina lui Hristos să lumineze sufletele și trupurile voastre și pacea lui Hristos să coboare în frățile voastre, să fiți făcători de pace, fiindcă numai aceia se pot numi fii ai lui Dumnezeu. Părinte profesor, domnule masturant, domnule elev, cuvioase părinte, mulțumesc pentru cântarea săvârșită. Mă bucur că astăzi, din nefericire, din motive întemeiate, n-am putut fi la Mănăstirea Tăriceni. Dar tot într-o mănăstire l-am lăudat pe Dumnezeu, aici, în vatra orașului Libertății a Sloboziei. Părinte Vica, Dumnezeu să vă binecuvinteze și întreaga obște, să-i dăruiască, întregi obște, să-i dăruiască Dumnezeu pace și multă putere la mărturisi în faptă și în cuvânt pe Mântuitorul Iisus Hristos. Amin.